Bună ziua, dragilor! Sunt profesor Georgian Ungur și astăzi vă voi arăta cum să realizați un grafic al ponderii populației urbane din cele mai populate 20 de țări europene. Să presupunem că ați primit această sarcină ca temă pe Classroom și trebuie să o realizați cu ajutorul unei foi de calcul. În primul rând, va trebui să identificăm un site web de încredere de unde să preluăm datele statistice cu cele mai populate 20 de țări europene. Unul dintre aceste site-uri este worldometers.info. Deschidem o filă nouă și scriem în bara de căutare worldometers.info și apăsăm Enter pentru a accesa pagina. Pagina este în limba engleză. Dacă nu ne descurcăm foarte bine cu limba engleză, facem click dreapta și selectăm opțiunea Tradu în română. Astfel, cu Google Translate ne va traduce această pagină în limba română. Mai departe, facem click în partea de sus a ecranului unde scrie Populația, apoi mergem pe pagina nou deschisă, o traducem și pe aceasta în română cu opțiunea click dreapta Tradu în română. Și derulăm în partea de jos unde ne spune Europa, țări europene. Astfel ni se deschide pagina unde vedem țările europene după populație. Din nou clic dreapta, tradu în română și vedem țările, da? Numele țării, populația, schimbarea anuală, schimbarea netă în număr de locuitori, cu cât a crescut sau a scăzut număr de locuitori al țării respective de la un an la altul, densitatea, suprafața acesteia, numărul de migranți, rata fertilității, vârsta medie și ce ne interesează pe noi, populația din mediul urban, ponderea populației din mediul urban. Copiez datele, cum fac acest lucru? Ținând click stânga apăsat cu mouse-ul sau de pe telefonul mobil trăgând cu degetul, selectez datele pentru primele 20 de țări după populație, pentru că asta îmi cere mie, primele 20 de țări după populație. Am selectat datele, fac apoi click dreapta, copiază sau apăs Ctrl C din tastatură, merg la tema mea, deschid foaia de calcul, fac click pe foaia de calcul cu numele și prenumele meu. După care inserez datele copiate de pe site. Cu clic dreapta inserați sau apăsând direct Ctrl V din tastatură. Se vor insera datele copiate de pe site-ul Worldometers. Voi scăpa de celulele de care nu am nevoie. În primul rând, voi șterge primul rând, fac clic aici unde scrie 1 în partea stângă, apoi clic dreapta. Ștergeți rândul. Șterg acest rând. Șterg și coloanele de care nu am nevoie. Eu am nevoie decât de coloana unde este reprezentată populația urbană. Selectez ținând clic stânga apăsat coloanele de la C până la J. Fac clic dreapta. Ștergeți coloanele CJ. Apoi șterg și coloana unde scrie cota mondială pentru că nu am nevoie, fac clic pe coloana D, clic dreapta, ștergeți coloana. După care voi selecta datele din tabel de care am nevoie. Începând de la coloana B, rândul 2 cu Rusia și până la coloana 2, rândul 21 la Elveția. Am selectat coloanele B și C, rândurile de la 2 până la 21. Apoi apăs în partea superioară a ecranului, în meniu, la inserare și selectez grafic. Veți vedea că se va genera automat un grafic pe care va fi reprezentată ponderea populației urbane din total în fiecare dintre aceste 20 de țări. Iată, acesta este graficul. Îl voi trage în partea de jos, sub tabelul meu cu date,
Cu clic stânga se face acest lucru, drag and drop, drag tragere, apoi îl măresc trăgând de acest pătrățel din partea dreaptă, îl fac mai lung și apoi din meniul editor de diagrame îl pot personaliza cum doresc eu. Eu voi schimba titlul și voi pune aici ponderea populației urbane în cele mai populate 20 de țări europene. Putem schimba și modul de așezare, de exemplu, aici al etichetelor, dimensiunea fontului, pot face mai mic, mai mare, culoarea textului. Pot personaliza eu cum doresc apoi această diagramă, acest grafic. Ce am de făcut? Ultimul pas, automat se va salva în contul meu, acolo unde am lucrat, dar nu este nevoie să import, pot să fac o copie dacă doresc să o am și în computerul meu, făcând click pe faceți o copie și mi se va salva și mie în Drive. Și apăs OK. Da? Și vedem, mi apare că s-a creat și o copie. Bun. În final, nu am decât să predau fișierul. Pot închide această căsuță, acest tab, și apoi apăs predați din partea dreaptă. Odată apăsat butonul predați, îmi va cere să confirm. Apăs din nou predați. Și am predat tema. Dragilor, sper că va fi util acest material și veți reuși și voi să realizați un grafic al ponderii populației urbane din cele mai populate 20 de țări europene. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc multă sănătate și o zi frumoasă!